și îmi pare tare bine să vă revăd pe acest canal de beauty. După cum puteți observa din titlu, astăzi facem un tutorial pentru acest machiaj de Halloween, era să zic. Nu știu de ce tot îmi vine chestia asta în cap, că Halloween-ul mai are mult până vine. Urmează minunata zi a îndrăgostiților și una dintre cele mai comercializate zile ale acestei lumi. Bineînțeles că să nu care cumva să uitați că noi avem și Dragobetele, care este o sărbătoare pur românească. Puteți să le sărbătoriți pe amândouă, puteți să sărbătoriți doar una. Inițial, să vă spun drept, m-am gândit să nu fac un clip dedicat acestei zile, pentru că mi se pare că iubirea n-ar trebui să fie sărbătorită într-o singură zi și că fiecare zi este o nouă oportunitate de a-ți arăta iubirea. Dar m-am gândit la o chestie. Dacă sunt persoane care pur și simplu au nevoie de o asemenea zi, de o asemenea ocazie, doar pentru a sărbători un sentiment așa de frumos cum este iubirea, de ce să nu lăsăm oamenii aia să se bucure de treaba asta? De ce să nu-i lăsăm să se bucure de prilejul ăla? Dacă ei așa vor, așa să facă. Noi o să dăm curs acestui video mai departe și o să vedem împreună cum vom crea acest minunat look. Voi începe acest machiaj prin a-mi aplica o bază, iar astăzi am să folosesc baza asta de la Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouch Primer. Voi avea o tăviță toată ziua pentru că încerc să mă învăț să mă murdăresc cât mai puțin pe mână, pentru că mi-am dat seama că tot ce pun pe mână, pun și pe față la un moment dat. Așa. Și pensula pe care eu am să o folosesc este asta de fond de ten de la Oriflame, cred că din gama Giordani, cred că toate pensulele lor de fapt sunt din gama Giordani, nu știu dacă au și altele. Baza asta îmi place pentru că e cremoasă, nu-mi face fața să se simtă strânsă, pielea să se strângă și cu toate astea mi se pare că reușește să facă ceva și cu porii mei dilatați, să minimizeze efectul acestora. Pentru fond de ten am ales aici Dior Backstage Foundation și o să vedeți că am 3 nuanțe, vă spun imediat și de ce. Am 7N, 0W și 2N. Asta pentru că este fondul de ten pe care îl țin închis, mă rog, una dintre variantele de fond de ten pe care le-am închis. Și am o nuanță foarte deschisă și una o idee mai închisă ca să pot face o combinație pentru toate doamnele sau domnișoarele. Și mai am și culoarea asta în cazul în care am vreo negresă sau pur și simplu vreau să fac un contur cu ea și o să vedeți că le vom folosi pe toate 3 împreună. Că oglinda asta de la Fenty este singura super curată de la mine din kit. Să știți că acest fond de ten de la Dior are o acoperire destul de micuță, să zic așa, spre medie. Se simte super lejer pe ten și nu o să vă șteargă toate imperfecțiunile așa cum probabil v-ați dori pentru o asemenea zi sau un asemenea eveniment când vă vedeți cu iubitul vostru. Pentru propria mea plăcere, să spun așa, pot să fac și machiaje mai dramatice. Însă că mine vorba să ies cu Eugen undeva, deși mă cunoaște deja de foarte, foarte mult timp, prefer să adopt un look foarte simplu, să fie ceva natural, un accent foarte tare pe ten, să fie lipsit de imperfecțiuni cât de mult se poate, dar în același timp să nu fie nici foarte încărcat. Spre exemplu, am aici ceva ce nu mă lasă să trăiesc, dar decât să pun pe el strat, prefer să încerc să îl acopăr punctual cu concealer și cu fond de ten, decât să pun un strat foarte gros de fond de ten pe toată fața. Sau dacă nu se acoperă și nu se acoperă, prefer să-l las acolo decât să încerc să-mi pun o mască cu totul. Am trecut și la conturul feței și ați văzut că folosesc fondul de ten cel mai închis pe care vi l-am arătat anterior. Îl pun cu pensula de fond de ten și îl estompesc cu bărățelul doar pentru că pe pensula a ajuns foarte, foarte mult produs și nu mai puteți stompa cu acea ustensilă. S-ar putea să vi se pară că este destul de mult produs pus, dar nicio grijă că am să vă arăt imediat cum voi corecta această treabă. Și acum, pentru că am făcut toată eroarea asta aici, se pare că pensula noastră a rămas cu destul de puțin produs încât să putem să-l blenduim și cu ea. O să vedeți că nu mai intenționez să fac aproape nimic pe ploapă, doar am accentuat puțin umbrele din zona asta. Aici vreau să continui acest contur ca să fie tot machiajul armonios și echilibrat. Iar acum vom lua din nou puțin fond de ten în nuanța 0W, o să pun pe tăviță. Îl voi lua de aici și am să vin cu el în zonele în care vreau să șterg ce am făcut mai devreme.
trezveni și pe ploape, în cazul în care mi se pare că sunt prea închise, s-ar putea ca un truc care să vă ajute în realizarea machiajului vostru este ca la un moment dat, pe parcurs, când îl estompați, le aranjați, dacă vă dați oglinda puțin mai în față și vă uitați un pic de la distanță la voi, să vedeți clar dacă acest contur este bine estompat, dacă mai are nevoie de un pic de blending și așa mai departe. Este important să înțelegem că aceste umbre pe care noi vrem să le facem pe față trebuie să rămână la stadiul de umbre și nu să treacă mai departe la acel stadiu odios de dungi care pot fi observate de absolut toată lumea, nu doar de fetele care știu să se macheze. Și nu spun cu răutate, să nu luați chestia asta cu răutate, vă spun doar pentru că acele persoane cu care voi vreți să ieșiți și să faceți o impresie bună, s-ar putea ca ele să găsească un amuzament în ceva din ce se întâmplă pe fața voastră și să nu vă simțiți tocmai bine. Am aici pe tăviță foarte puțin concealer, îl voi lua cu degetul pentru că știu că este destul de heavy și am să vin să îl aranjez în zonele de interes. Cu un asemenea concealer puteți să faceți și un pic de iluminare. Știu ce o să spuneți, vi se pare că este foarte, foarte deschis, dar veți vedea că după ce o să punem pudra, totul o să fie foarte armonios. Acesta este Select Cover Up NC15. Vrem să punem și pe zona asta, dar cred că puteți să vedeți deja câtă dimensiune a căpătat nasul și zona asta față de zona asta de aici. Trec mai departe la blush și am să folosesc ceea ce ating de la Benefit. Este un blush lichid portocaliu pe care îl voi pune pe zonele de interes, dar o să vedeți că o să-l aplicăm întâi și pe buze pentru că o să facem, să zicem așa, două variante. Una în care avem un look foarte romantic și foarte simplu și ceva foarte natural și unul în care o să folosim niște buze ceva mai puternice, tocmai pentru acelea dintre voi care vă doriți totuși să aveți, să zic așa, o piesă de rezistență asupra căreia să se îndrepte toată atenția persoanei din fața voastră. Mare atenție cu acest cea-cea tint, pentru că din experiența mea cu el am observat că se setează destul de repede pe zona pe care l-ai aplicat, așa că trebuie să lucrezi destul de rapid cu el. De exemplu, dacă l-aș fi pus pe obrazul ăsta, după care l-aș fi aplicat și aici și aș fi făcut estomparea în zona asta, în timp ce aici doar rămânea așteptând, s-ar fi pătat pielea, ar fi rămas 2 punctele sau 3 câte ar fi apucat să se desprindă de pe pensulă și ar fi arătat puțin cam groaznic. Eu pun blush-ul într-o formă din asta rotundă și destul de centrată, nu mă duc cu el încolo, înspre păr, pentru că fața mea este una pătrată, după cum puteți observa, liniile mele destul de clare. Dacă aș fi tras de blush înspre ureche, practic aș fi tras de față cât mai stânga-dreapta și atunci fața mea ar fi părut că este dreptunghiulară, dar nu alungită, ci dreptunghiulară pe direcția aceasta. Așa că o să rămân cu blush-ul fix în zona asta, pentru că astfel atrag atenția asupra centrului feței și nu se mai uită nimeni la marginea acesteia. Ce mi-a mai rămas din blush? Știți, mișcarea. Mă interesează pe centru aici și deasupra sprâncenei. Cu acest trick, să-i spunem așa, face ca tot machiajul vostru să fie armonios. Aveți culoarea asta de aici undeva și pe aici pe la nas, o aveți undeva și pe aici pe sub sprânceană și deasupra ei și astfel nu o să pară că aveți pur și simplu o culoare pusă în mod intenționat pe față, ci este o culoare naturală care se găsește în foarte multe zone de pe tenul vostru, iar acest lucru vă va duce la un look natural. Totul natural, doamnelor și domnișoarelor, totul natural. Pentru sprâncene astăzi vreau să folosesc un produs nou și anume Tattoo Brow Pomade de la Maybelline New York. Nu l-am deslăcut, uite, e nou. Eu am aici nuanța top și deși am spus că pentru mi-a scăpat, aceea de la Benefit este preferata mea în continuare, este preferata mea, mi se pare că și asta are potențial, așa că ce-ar fi să o încerc. Apropo, dacă aveți vreo întrebare în legătură cu concealerul de la MAC, vreau să vă spun două vorbe despre el și anume că este un produs care are acoperire mare, se usucă foarte, foarte repede, ceea ce înseamnă că trebuie estompat aproape instant după ce l-ai pus pe ten și rezistă timp îndelungat, este
unul dintre puținele consiliere pe care eu n-am văzut să nu se strângă la foarte multe persoane. Sunt consiliere și consiliere, unele rezistă mai bine, altele rezistă mai puțin bine, dar ăsta mi se pare că pe oricine l-am aplicat a funcționat foarte, foarte ok. Așa că dacă vă gândeați la un consiliere, e bun, puteți să-l încercați din punctul meu de vedere, dar mie îmi place foarte mult Studio Fix, tot de la MAC, este consilierul lor pe care cred că l-au lansat destul de recent și l-au în foarte, foarte multe nuanțe. Este un produs care se aplică mult mai ușor decât ce v-am arătat la tub și este un produs care mi se pare că oferă și un efect de blurare a porilor, așa că dacă aveți pe aici o zonă cu porii foarte dilatați, s-ar putea să vă placă mai mult acest Studio Fix. Am luat cu vorba și am făcut această sprânceană cu pomada asta care îmi place. Este foarte, foarte cremoasă, e aproape un gel. Mi se pare că reușesc să fac fire de păr cu ea, iar pensulica asta este super simpatică. Îmi place că este un kit practic, pensula vine cu tot cu pomada, iar pensula asta e foarte, foarte sharp aici în vârf. Bine, asta cred că depinde foarte mult și de cum o să o conservați voi în timp, să spun așa, de cum o să aveți grijă de ea, însă pare destul de promițătoare și îmi place că are și spatula, auzi, acest spulii în vârf. Orice aș încerca, eu nu pot să stau departe de Gimme Brow, este mascara mea preferată pentru sprâcene. Au și cei de la Benefit o mascara transparentă. Hai să fixăm totul cu o pudră, iar eu am să folosesc astăzi pudra aceasta de la Becca Hydra Mist, pe care o am chiar aici. Vedeți că pe ambalaj scrie Keep Me Close to Keep Me Cool. Pudra asta a stat absolut tot timpul închisă și dintr-un motiv sau altul nu a rămas cool, adică nu a rămas rece, umedă, cum ar fi trebuit să fie. Asta este o altă treabă cu produsul acela de la MAC, cu concealerul pe care l-am aplicat și v-am spus că este destul de nu greu de blenduit, dar trebuie să fiți pe fază și să-l estompați atunci când îl puneți. Treaba cu el este că am observat că se usucă destul de repede, ceea ce mă repet. Treaba este că uscându-se atât de repede, se usucă așa cum l-ai așezat. Sunt foarte puține momentele când el chiar se fixează în liniile fine ale feței, să spunem așa. Deci dacă sunteți fete care nu prea aveți treabă cu pudra, preferați să nu puneți pudră, dar vreți un concealer care să nu se mai miște, puteți să încercați pe ăsta și să nu mai fixați, căci va arăta splendid și așa. Vom folosi All Nighter de la Urban Decay spray-ul de fixare și un fard tot de la ei care se numește Space Cowboy Eyeshadow ceva, Mundas. Cred că îmi dau seama, credeți-mă că eu chiar îmi dau seama că fardul nu vă promite prea multe chestii de pensula, dar imediat ce o să vedeți tot produsul aplicat, o să vă schimbați părerea, sunt convinsă. Am sprayat, am luat puțin far de aici, mă rog, destul de mult, chiar puțin, dar whatever. Și îl vom aplica foarte messy pe toată ploapa. Îmi doresc să atrag lumina, nu mă interesează prea tare să fie într-o anumită formă. Bine, asta dacă vreți să faceți ce fac eu aici, dar voi dacă vă doriți altceva, puteți să faceți altceva la ochi. Dar eu aș vrea pe centru să fie cea mai multă lumină și în rest pur și simplu să pierd așa pensula, vedeți inclusiv un peri din sprânceană la începutul ochiului și colțul extern. Trec la iluminator, o să folosesc această paletică minunată de la Dior, pe care, drept să vă spun, o iubesc foarte, foarte tare, deși la început nu mi-a plăcut deloc, nu știu ce a fost în capul meu, nu mi-a plăcut deloc această paletă. Am să iau întâi fardul ăsta de aici de jos, care este un iluminator destul de închis și am să vin cu el pe ploapa de jos, oricum nu prea folosesc în altă parte, pentru că este evident nu prea închis pentru mine. Și tot ce fac este să vin de jur împrejurul acestei ploape, pentru că aș dori să am o umbră aici care să-mi facă ochiul să pară ceva mai mare, dar în același timp umbra asta să nu fie lipsită de strălucire și cum este un iluminator, are tot felul de reflexii foarte simpatice. Pentru că am făcut treaba aceasta, vreau să pun iluminatorul, iar pentru asta folosesc din nou spray-ul acesta de la Urban Decay, nu știu ce am făcut această treabă, All Nighter. Și am să iau din nou această paletă de iluminatoare. Pentru că peste spray o să vedeți că pur și simplu arată mult mai bine iluminatorul. Iluminatorul ăsta este vis. Îmi place super mult cum arată. Să-l pun puțin și pe nas și pe zona asta de aici, pentru că pur și simplu aș vrea ca acest șans să pară că
buze mai micuț decât este. O să pun puțin din acest terminator și deasupra buzei. Și pentru asta îmi place să-mi trag buza înăuntru ca să-mi rămână fix cutele astea în afară, adică așa. Pentru că astfel iluminatorul ajunge mai degrabă pe cute decât pe toată pielea. Mai departe aș dori să mai pun puțin spray din ăsta pe zona ochilor mai mult. Iau repede un puțin iluminator și tapotez un pic peste pentru că nu vreau să iau nici fardul de dinainte. Și acum chiar arată glossy. Și deși știu că banda este cea mai simplă variantă pe care v-aș recomanda-o în cazul în care vreți să vă puneți voi singuri niște gene false acasă, am găsit... sunt cam buchețele, să spunem așa, dar am găsit o variantă pe care o puteți folosi singurele, să vă faceți prin buchețele o geană foarte frumoasă și anume sunt astea de la Mink Lashes cu acest adeziv de la Kodi. Dacă vă uitați bine la baza acestor gene, la baza fiecărui buchețel, de fapt o să vedeți că este un pic mai lată această bază decât un punct ca la buchețelele obișnuite, motiv pentru care consider că sunt mult mai ușor de aplicat pe voi. Pe astea nu le aplic pe cliente, le păstrez pentru mine pentru că sunt singurele pe care pot să le pun cu ușurință în zona ochilor. Am să-mi pun întâi mascara, iar pentru mascara am să folosesc acest produs de la Lancome care se numește Mascara Hypnose. Și periuța arată cam așa. Când vă aplicați mascara asta, așa, ca un tip, dacă vreți să o luați sau dacă pur și simplu căutați o nouă metodă prin a vă pune mascara, trebuie să țineți cont de câteva chestiuțe. În primul rând, nu e obligatoriu să-ți pui mascara, nu e obligatoriu să-ți pui și pe cele de sus și pe cele de jos, îți pui unde dorești tu, dar... Dacă vrei să obții, să zicem, mai mult volum, pentru că după cum puteți observa, este o diferență între ochiul ăsta și ochiul ăsta, trebuie să facem o mișcare din degete, nici măcar din încheietură. Plasăm, ridicăm cât putem de mult bărbia, mă rog, nu la modul ăsta, dar ridicăm bărbia puțin ca să putem să ne privim în oglindă cumva de sus. Avem toată pleoapa expusă și o deschidem cât mai mult și încercăm să venim cu... mascara la baza genelor. Eu în momentul ăsta simt periuțele perii mascarei pe conjunctiva mea. Și ce fac? În timp ce sunt încă aici, fac această mișcare din degete, tot aici la baza genelor, tocmai pentru a descărca cât mai mult produs la baza lor și după ce am făcut o rotire completă, trag spre exteriorul ochiului. Eu mai am nevoie de puțină mascara pentru că asta, în mod evident, e un pic spre dugă sau poate nu. Cred că doar mi se uscase mie pe periuță. Ideea e că după ce fac treaba asta pe toată suprafața genelor mele, abia atunci, și uite să zicem, cred că astea au fost ultimele gene pe care le-am atins la bază, abia atunci încep să lucrez la alungirea acestor gene. Și acum am să încerc să-mi aplic aceste gene false. Mi-am pregătit aici lipiciul. Iau puțin de aici. Închid ochiul și așez geana peste setul meu natural de gene. S-ar putea să fie destul de tricky să faceți asta singurele. Tocmai de asta sugerez mereu să folosiți mai degrabă bandă. Însă pentru acelea dintre voi care vă doriți mai degrabă să încercați fir cu fir sau nu de fapt fir cu fir, că alea sunt extensii, să încercați buchețele, puteți să le încercați pe astea. Pentru că v-am spus, au baza ceva mai groasă și puteți pur și simplu să vă ghidați cumva după ea în timp ce le așezați. Iar celelalte care au baza destul de subțire, trebuie văzute de sus atunci când le puneți. Mi-au doar pe tăviță câteva gene, pentru că mi-e mai ușor să țin o tăviță cu toate produsele pe ea decât 3. Cele care au baza foarte subțire, care e practic un punct, sunt mult mai greu de aplicat pentru că trebuie să stea cineva deasupra mai înalt decât voi și să vadă cum le pune. După ce i-am găsit poziția, sau mă rog, am pus-o pe ochi, pe genele mele, pur și simplu cu cealaltă parte a pensetei, cu capătul pensetei, încerc să le împing cât mai tare în genele mele, practic să nici nu se vadă. Mai departe putem să rămânem, așa cum v-am spus la început, la acest produs pe care îl voi aplica imediat pe buze și o să vedeți cât de drăguț și de subtil arată. Nu trebuie să fie așa portocaliu cum e ăsta. Eu știu for a fact că pe mine mă avantajează nuanțele astea picii. Puteți alegeți oricând un roz, roșu, o turcoaz,
ce vreți voi. Mă concentrez că el pe zonele astea de centru ale buzei. Putem să lăsăm machiajul așa și putem să punem puțin spray de fixare pe absolut tot pentru a fixa totul. Sau, dacă nu vă place așa, putem să trecem mai departe la un ruj ceva mai intens. Am aici acest ruj de la MAC în nuanța Tailored to Tease. Cred că n-am putea niciodată rujul ăsta. Când e vorba de ruj lichid, rar ori îmi pun contur. Asta pentru că mă descurc să-l fac din pensulă. Însă dacă voi aveți nevoie să vă redesenați buzele sau ceva de genul ăsta, voi cu mare drag să folosiți un creion în aceeași nuanță sau un nude. Și cam așa arată acest machiaj. Un alt truc pentru a vă face un contur cât mai apropiat de perfecțiune sau de cum vă place vouă ar fi acela de a desena întâi o jumătate de buză. De exemplu, mie îmi place foarte mult să fac întâi partea asta de buză pentru că mi-este mult mai ușor să o fac, adică mi se pare mai simplă. Și după ce o termin și am conturul exact aici, trec și la cealaltă și practic îmi aleg o parte din buză care mie mi se pare că e mai frumoasă sau se așează rujul pe ea mult mai ușor și încerc să o desenez și pe cealaltă la fel ca pe asta, ignorând complet conturul. Și dacă vreți să preluați această idee, nu aveți decât. Sunt curioasă ce părere aveți despre acest look și ce părere aveți în general despre machiajul simplu, curat, prin care evidențiem doar buzele sau doar ochii sau o chestie de genul ăsta, ce părere aveți despre iluminator sau ce alte accente ați vrut voi să vedeți în acest clip sau ați face voi pe voi. Pentru toate aceste lucruri este loc în secțiunea de comentarii și am să vă răspund cu mare drag fiecăruia în parte. Sper că aveți sau veți avea parte de o zi a îndrăgostiților minunată și nu am ce altceva să vă spun decât că ne vedem în următorul clip. Pa, pa!